Bună ziua! Bine ați venit la evenimentul dedicat ceremoniei de înmânare a primelor 9 acorduri de finanțare acordate în baza schemei de ajutor de stat instituită prin hotărârea de guvern 807 pe 2014 pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. În debutul evenimentului o invităm pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă să adreseze o alocuțiune. Doamnelor și domnilor, stimați investitori, vă mărturisesc că am așteptat cu mult interes acest moment al semnării primelor acorduri de finanțare acordate în acest an în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. Spun acest lucru din mai multe considerente. În primul rând, pentru că aceste proiecte de investiții care vor fi dezvoltate cu sprijin guvernamental, vor aduce plusvaloare economiei românești prin efectul de multiplicare. Este vorba despre investiții în domenii cu impact major în economie, cu impact economic, dar și impact social, și mă refer la industria auto, industria materialelor de construcții, industria aeronautică, sănătatea și asistența socială. Proiectele pentru care se semnează acordurile de finanțare în această primă etapă au o valoare totală de 1,3 miliarde lei. Sprijinul guvernamental este unul consistent, aproape 500 de milioane de lei. Aș vrea să subliniez de asemenea beneficiile sociale. Prin dezvoltarea acestor investiții, vor fi create aproximativ 2000 de locuri de muncă în domenii în care România are forță de muncă înalt calificată. În egală măsură vă mărturisesc că sunt bucuroasă că am reușit în mandatul meu de prim-ministru să deschidem acest program guvernamental și către companiile cu capital românesc. Să facem posibil accesul firmelor autohtone la această schemă de ajutor de stat într-o mai mare pondere. După cum știți, în cursul acestui an am modificat condițiile de eligibilitate, reducând pragul investițiilor eligibile să primească finanțare pentru acest program, inițial de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro, iar în ședința de guvern de vineri, de la 3 milioane de euro la 1 milion de euro. Faptul că 7 din cele 9 companii care vor primi finanțare au capital românesc confirmă faptul că am luat decizia corectă. Sunt măsuri care, împreună cu alte decizii și politici guvernamentale, sunt menite să stimuleze investițiile și să contribuie la dezvoltarea României. În încheiere, doresc să îi felicit pe investitorii care vor beneficia de finanțarea celor 9 proiecte. Atât pe cei prezenți aici, dar și pe toți oamenii de afaceri, români și străini, vreau să îi asigur că au în Palatul Victoria un partener. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna prim-ministru. În continuare, ministrul Finanțelor Publice, domnul Eugen Teodorovici, va înmâna acordurile de finanțare reprezentanților celor 9 companii care vor beneficia de ajutorul de stat. În această ordine, Teraplast S.A., reprezentată de domnul Alexandru Stânean, este o companie cu capital românesc, obiectivul principal de activitate, fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic. Ajutorul de stat se solicită pentru extinderea capacității de producție pentru anumite categorii de producție. MG Tech Industries SRL, reprezentată de doamna Maria Băcăran, structura acționariatului de asemenea capital românesc, obiectivul principal de activitate, fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton, și se solicită ajutor de stat pentru înființarea unei unități de producție pentru fabricarea produselor de uz gospodăresc. Teraglas Bistrița SRL, reprezentată de Alexandra Elena Șica, structura acționariatului, de asemenea capital românesc, obiectivul principal de activitate, fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, ajutorul de stat se solicită pentru extinderea capacității de producție.
de PACO SRL, reprezentată de domnul Cosmin Ioan Pătroiu, structura acționariatului de asemenea Capital Românesc, obiectivul principal de activitate, fabricarea produselor metalice obținute prin deformarea plasticelor și se solicită ajutor de stat pentru înființarea unei noi unități de producție. În continuare, Termen Nord București SRL, reprezentată de domnul Stelian Simion Iacob, structura acționariatului Capital Românesc 73,5% și 26,5% Capital Austriac, obiectivul principal de activitate, activități de întreținere corporală. Eghi Industrie SRL, reprezentată de domnul Darius Hârtie, structura acționariatului Elvețian, obiectul principal de activitate, fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic. Universal Alloy Corporation Europe, SRL, reprezentată de domnul Daniel Vărzaru, structura acționariatului Capital Elvețian 97% și 3% Capital American, obiect principal de activitate, fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică. Romagoa Group SA este reprezentată de doamna Alina Rodica Mihai, structura acționariatului Capital Românesc, obiectiv principal de activitate, producția de băuturi răcoritoare nealcoolice. Și Stonevolt SRL, reprezentată de domnul Florian Ioan Iacob Floria, structura acționariatului Capital Românesc, obiectivul principal de activitate, industria de mobilier și saltele. În continuare, o invităm alături de noi pe doamna Alina Mihai, director general Romaco Group, să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, doamna prim-ministru, domnule ministru, onorată asistență. Mă bucur să fiu astăzi aici pentru a primi acest acord de finanțare din partea Guvernului României în numele Romaco Group. Așa cum am fost prezentați, Romaco Group este îmbuteliatorul apei minerale Borsec, un brand devenit național, un bun național al nostru, al tuturor, având o îmbuteliere industrială de peste 212 ani. În cei 20 de ani de activitate ai societății comerciale Romaco Group, am desfășurat proiecte de investiții de peste 220 de milioane de euro prin efort propriu. Este pentru prima dată când societatea beneficiază de un astfel de sprijin din partea autorităților. Ne bucurăm și vă garantăm că vom derula acest proiect cu maximă seriozitate și responsabilitate, ca toate proiectele desfășurate de noi. Acest proiect implică angajarea peste 100 de persoane și cu siguranță va duce la investiții în regiune printr-un efect multiplicator implicit. Vă mulțumim și sperăm că ne vom revedea și în perioada următoare cu astfel de proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Mihai. În continuare, îl invităm pe domnul ministru Eugen Teodorovici să ne adreseze câteva cuvinte. Bun, doamna prim-ministru, stimați investitori, în primul rând felicitări pentru faptul că ați avut, să spunem, curajul să aplicați pentru astfel de program de finanțare. Cum doamna prim-ministru a spus foarte bine, încercarea Guvernului este aceea de a încuraja foarte mult, în special, capitalul autohton. Și măsura pe care guvernul a decis-o, aceea de a reduce la 3 milioane de euro, este un pas în acest sens. Săptămâna trecută și azi se publică în Monitorul Oficial o nouă hotărâre de guvern prin care încurajăm ca investiția să vină la un nivel minim de 1 milion de euro. Asta arată foarte clar deschiderea și mai mare către ceea ce înseamnă afaceri mai mici și în special cele din România. De asemenea, ea și încuraja și pe cei care doresc să-și deschidă o nouă afacere în România sau să-și extindă pe cea existentă, să aplice la un astfel de program de susținere cu ajutor de stat, ajutor din partea Guvernului României. Este un prim pachet, o primă măsură care se axează cu precădere către zona economică, nu că tot neapărat să creștem locurile de muncă. E un obiectiv, pentru noi, ca și guvern, un obiectiv, e adevărat, dar trebuie să creștem foarte mult economia, care implicit o să aibă și un astfel de impact, anume creșterea de locuri de muncă. Pot să vă spun foarte clar, ca să știți foarte bine, în guvern se discută foarte des despre măsuri pentru mediul economic și este o obligație chiar pe care doamna premier a
a impus-o fiecărui minister în parte, cu precădere Ministerului de Finanțe, pentru a găsi măsuri ca până la final de an să venim cu un pachet foarte clar pentru ceea ce înseamnă relația cu mediul economic, de a încuraja foarte mult economia din România, iar anul viitor va fi pentru noi ca țară un an în care efectiv investițiile vor trebui să poarte principalul accent din partea statului în tot ceea ce înseamnă investiții, sprijin financiar, debirocratizare, măsuri de, nu neapărat de relaxare fiscală, dar măsuri de simplificare foarte, foarte, să spunem, agresivă, în sensul bun, pentru ca dumneavoastră, cei care vă ocupați de economia acestei țări, să puteți să aveți un mediu, să spunem, concurențial corect și măsuri și tratament egal față de ceilalți sau la fel ca ceilalți investitori care sunt oriunde în Europa, pentru că știți foarte bine, este o astfel de discuție la nivel național, la nivel european, ca fiecare om de afaceri să aibă tratament egal oriunde ar face un business și mai ales în România. Mult succes și să vă așteptați și să vă pregătiți cu noi aplicații, pentru că prin Ministerul de Finanțe, Guvernul României, repet, va continua acest sprijin pentru mediul economic. Succes! Mulțumim, domnule ministru, mulțumim tuturor pentru participare și reprezentanților mass media pentru interesul acordat acestui eveniment. Ceremonia s-a încheiat.